Haideți că am dat rapid culoare pe aceste tipsuri ca să vedeți mai bine forma în final. Deci pe mijloc, practic, avem acest pătrat, da? Unde avem pereții laterali drepți, da? Paraleli între ei, pardon. Vârful este perfect drept, perpendicular și colțurile sunt de 90 de grade. Pătratul rotunjit înseamnă că eu păstrez această linie perpendiculară din față și iau doar aceste colțuri separat, iar la scoval, dacă vă uitați, are vârful ușor rotunjit. Da? Colțurile, în schimb, rămân foarte puțin, le puteți rotunji, dar nu rotunjiți colțurile, de exemplu, ca la pătratul rotunjit. Dacă rotunjiți și colțurile, faceți și scoval, deja aveți unghie ovală, da? Nu mai aveți unghie pătrată. Practic, acestea sunt variațiile de unghie pătrată. Haideți să vedem ovalul. Noi avem acel oval în care vârful liber, practic, descrie o jumătate de cerc. Da? Vedeți aici? Tipsul este ușor pe parte. Dacă aș trasa un cerc din punctele de stres, aș vedea că este fix o jumătate, da, de cerc. Deja când avem o lungime mai mare, putem intra și îngusta un pic pereții laterali. Da, la culoare deja vedeți mai bine diferența. De obicei, acest tip de oval se face când avem un vârf liber foarte, foarte micuț, da, acolo de câțiva milimetri și doar dăm formă vârfului liber. Și avem aceste variații de migdale. Da? Prima variantă este atunci când trecem, practic, dintr-o formă ovală, dorim să facem migdala, dar nu prea avem din ce, nu prea avem lungime. Luăm din pereți, dar nici de cum nu facem vârful foarte ascuțit. Apoi avem acea migdală, da, care are deja pereții destul de înguști, da, practic este fix forma de migdală. Și când avem vârf liber, ne permitem, da, un vârf liber mai mare, ne permitem să facem acest vârf mai dramatic. Da? Dacă vă uitați, este luat mai mult din pereții laterali și migdala mea este mai dramatic. Stau un pic tipsul pe parte, dar l-am focalizat să stea drept. Haideți să le vedem toate per total. Puteți face și un print screen eventual la ele. Și exersați. Da, cu cât veți exersa mai mult, cu atât mai rapid veți pili, da? Și vă veți obișnui să vedeți formele. Pătratul colțuri drepte, pătratul colțuri rotunjite, scovalul, ovalul, ovalul ușor îngustat, da, migdala, ovalul migdala, da? Migdala noastră clasică și o migdală mai ascuțită. Acestea, practic, sunt formele de bază pe care trebuie să le învățăm, să le pilim pe unghiile naturale. Haideți să le vedem pe toate una lângă alta, dar să ne dăm seama de diferențe. Eventual vă faceți și un print screen la ele. Și începem. Pătratul, da, cu colțuri drepte. Avem pătratul în care păstrăm pereții laterali, da, paralel, linia perpendiculară în față. În schimb, avem aceste colțuri rotunjite. Scovalul, care este mai mult pătrat, da, datorită pereților laterali paraleli, vârful, în schimb, este rotunjit. În continuare avem ovalul, unde vârful liber, da, din punctele de stres, vârful liber descrie o jumătate de cerc. Când avem un pic de lungime, putem îngusta pereții și avem un oval ușor îngustat. În continuare avem deja o migdală, practic este acea migdală. Când trecem, da, din formă ovală, creștem lungimea și facem o formă deja mai dramatică. Migdala, când ne permite lungimea. Și o migdală ascuțită atunci când avem un vârf liber foarte mare și putem să facem vârful mult mai dramatic. Da? Dar observăm că oricum avem curbură, nici de cum nu avem vreo linie dreaptă. Acestea sunt formele principale de unghie naturală pe care ar trebui să le exersați pe tipsuri, da, și atunci o să vă iasă mult mai ușor și mai rapid pe client.